nu ești? Micuțul de ce? Picolino? Ce ai gătit, șaorma? Da, dar de ce sunteți așa, mă? Când vedeți un om mare, gata, imediat vă luați de el. Hai, mă, că am glumit, ce aveți? Spuneți botul ăla de-astea. Da, bine. Ce dișu ai gătit-o orice? Pentru voi am gătit o salată vegan. Un salata con che? Condito tipico lino. Salata con nimic. Salata chioară, vegan. Eu sunt vegan de mic pentru că veganismul este o tradiție la noi în familie. Țin minte și acum când mergeam iarna la bunici și de Ignat tăiam pătrunjelul, ne strângeam toți în jurul lui și bunicul îl tăia, făcea urât. Dar, da, era o senzație frumoasă, că eram toți în familie și abia așteptam noi ăștia mici să luăm de pe pătrunjel așa bucata aia de deasupra, să băgăm un pic în sare și să o mâncăm. Vezi că nu știi? Trebuie să iei cu făină. E făină de la țară, din... Multă! Din Sicilia. Multă bine, multă... Multă... Picolino, che bene! Care e secretul siluetei mele? Toată lumea mă întreabă asta. În primul rând... Dulciurile. Eu am primit o ciocolată, prima mea ciocolată, am primit-o la 20 de ani și încă o am. Nu m-am atins de ea. Nu mai e? Nu, că mi-a luat aia tot. Hai să-mi dai 50 de lei până la salariu. Noi veganii nu umblăm niciodată cu bani cash la noi, pentru că există tentații la tot pasul. De exemplu, abia luasem salariul la un moment dat și am intrat într-un plafar. Eu nu am ieșit de acolo până când nu am terminat tot de mâncat, tot ce aveau acolo. Ce ai de in, de tei, de cânepă, a fost... Eu dimineața am chemat lăutarii, am băut tot. Tu ce vrei, mă, săracule? Să gust. Te las să lingi, da? Ia. Bă, ia. Bă, terminatul. Ia. Ia o pasă. Simt gust de azotat de amoniu. Da. Fosfat de calcar. Da. Și mai simt un gust, ceva ce mi-aduce aminte de copilărie, de grădina a bunicii. Găinați de vrab. Găineați de la bunica. Da. Prea bun. Uite, foarte puțină lume știe că găinațul de vrabie conține foarte multe proteine și tot felul de substanțe necesare organismului uman. De exemplu, dacă, nu știu, la un moment dat te rătăcești prin deșert, da? Dar ai o vrabie la tine, ești salvat. În momentul ăla poți să stai miști. Foarte bun, Picolino! Excepționale! Excelent! Micuțule! Dă-mi și mie 10 lei dacă n-ai 50. Felicitări, micuțule! Ai câștigat șorțul Masterchef! Mersi. Dacă nu mi-l dădeai, vă spărgeam. Hai, dați-i drumul de aici. Hai, mă, marș la Antena 1. Hai, faceți schimb cu aia că era mai bun. Hai mai repede. Hai, următorul.